Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bine ați venit și bine ați revenit în comunitatea noastră! Întrebarea stresului vine de la fiecare persoană, de la multe persoane. Așa este viața, plină de situații, plină de probleme și de stres. Multe persoane nu conștientizează că sunt stresate. Astăzi vreau să vă dau câteva semne care trebuie să înțelegeți că sunteți într-o perioadă de stres. Dacă dimineața te trezești și nu vrei să mănânci, este un semn că ești stresat. Nu ai poftă de mâncare, nu ai chef. Și plus la aceasta, dacă se mai adaugă și constipația la unii sau scaunul des la alții, uite că un a doilea semn care ne arată că suntem stresați. Dacă iai kilograme în plus sau pierzi din kilograme într-o perioadă foarte scurtă de timp, fii atent la aceasta. Dacă începi să lucrezi prea mult, uite, ai o situație, ai de lucru, ai finisat, dar parcă ai o poftă de lucru, să mai lucrezi, necătând că ești obosit. Chiar și cu mine așa se întâmpla când eram în stres. Deci nu este prea mult lucru. Trebuie să ne programăm, să avem o armonie între odihnă și lucru. Este ceva normal să conștientizăm când avem poftă mare, mare de lucru și dorim ceva să finisăm, să facem cât mai repede. Acesta este un indice că suntem stresați. Dacă mănânci prea mult, mănânci ceea ce nu ai mâncat niciodată, se face rău, ai grețuri. La fel este un semn că te-ai stresat. Deci să conștientizăm ceea ce mâncăm, ceea ce bem, fiindcă stresul stimulează unele gusturi care nu sunt ale noastre. Dacă somnul îți este neregulat, te-ai culcat, ai dormit, te-ai trezit la jumătate de noapte și mai departe nu poți dormi. La fel, este un indice al stresului. Dacă ai disfuncții menstruale la femei, ciclul menstrual nu este regulat sau este cu întrerupere, este un semn al stresului. Ce ar fi bine să facem? O vitamină antistres este vitamina D. Să profităm de zilele frumoase cu soare, să ne alintăm la soare, deci vitamina D. Chiar putem să luăm și în formă de suplimente. Să ne bucurăm de viață, să facem ceaiuri din minte, ulei de lăvânțică, aromaterapie și, desigur, să fim pozitivi. Să putem transforma negativul în pozitiv. Să putem transforma lămâia în limonadă. Și să vă abonați la canalul nostru, unde veți primi o doză de pozitivitate. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc multă, multă sănătate. La revedere, cu drag de voi!